produse expirate pe rafturile unui supermarket din Târgu Jiu. Magazinul din zona Gării a fost amendat de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj cu suma de 50.000 de lei. Reprezentanții instituției au constatat că unitatea comercializa produse expirate. Este vorba de pateu de somon. S-a aplicat o amendă de 50.000 de lei la un supermarket pentru expunerea spre comercializare de către consumatorul final a unui produs cu termen de valabilitate expirat. Sancțiunea complementară a constat în reținerea oficială a cantității de 1,8 kg produs cu destinația către neutralizare controlată, a spus Robert Spânu, directorul executiv al DSVSA Gorj.